Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Soborului cel din tâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, purtătorile de Dumnezeu Spiridoane, Părintele nostru. Pentru aceasta, cu femeia cea moartă, în groapă tu ai vorbit și șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind preasfințite. Slavă celui ce te-a mărit pe tine, slavă celui ce te-a încununat, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Apărătorului credinței, drept măritorilor, cuviosului Părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare, toți care prin ale tale înțelepte învățături ne-am luminat cu credință să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor, care fără judecată asupra credinței noastre, cu umilință te laudă cu cântări ca acestea: Bucură-te, Ierarhie Mântuitorului Hristos! Bucură-te, scăparea celor ce năzuiesc către tine! Bucură-te, îndreptătorul credinței! Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți! Bucură-te că mintea păgânilor tu o întunești! Bucură-te că și tu ai lucrat strălucirea credinței! Bucură-te că pe potrivnici vitejește ei gonit. Bucură-te, cel ce pururea nouă te-ai arătat purtător în biruință. Bucură-te, făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului. Bucură-te, cel ce cu blândețe primești la tine pe cei care au greșit. Bucură-te, învățătorul dogmelor creștinești. Bucură-te, care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei neprecepuți. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Deși nu avem îndestulată vrednicie și pricepere noi ticăloșii pentru ca să lăudăm cu potrivite cuvinte minunile tale, dar pentru că din suflete curate și din inimi umilite îndreptăm către tine aceste mărturisiri, primește-le, Sfinte Ierarhie Spiridon, de la noi care îi cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Care dintre noi păcătoși s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de tine, dacă nu ne sârguim a stinge pornirea patimilor noastre celor trupești, care sunt lucrare de la vicleanul diavol? Dar prin mulțimea înțelepciunii tale, socotind slăbiciunea firii noastre cu milostivire pentru necazurile ce ne-au cuprins, primește cântarea aceasta. Bucură-te, cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu, bucură-te, cel care fără învățătură filozofică ai fost legii apărător, biruind pe filozofi, bucură-te, arhiereule împodobit cu darul Sfântului Duh, bucură-te, comoara legii noastre cea mult prețuită, bucură-te, de la care și cea mai învățați legiuitori s-au povățuit, bucură-te, laudă arhiereilor și a dascălilor, bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos, bucură-te, mustrătorul obiceiilor celor rele ale ereticilor, bucură-te că din pruncie ai fost plin de înțelepciune, bucură-te că la soborul cel din tâi te-ai arătat mare învățător, bucură-te care prin lege te-ai luptat cu toată puterea, bucură-te, cel ce și astăzi de la noi credincioșii nu te depărtezi, bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Împovărați de multe ispite și în noi anul păcatelor celor mai învătămătoare, aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, Ierarhie. Ajutorul celor fără de nădejde, mângâierea celor necăjiți, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre și împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. Darul Duhului fiind cu tine, deși în tinerețe ai fost păstor turmelor celor necuvântătoare, la bătrânețe însă, fiind cu înțelepciunea, ai știut a păstori și turmele cele cuvântătoare ale credincioșilor și la soborul cel de întâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, pentru aceasta ți-aducem cântare. Bucură-te, episcopul Trimitundei, bucură-te, lauda poporului celui credincios, bucură-te, tămăduirea bolnavilor, bucură-te că ești rugător lui Dumnezeu pentru cei cumpriși de patim, bucură-te că din primejdii mântuiești pe cei ce aleargă la tine. Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor trupești și sufletești, bucură-te că oricine aleargă la ajutorul tău nu iese neajutorat, bucură-te, tămăduitorul rănilor celor de moarte, bucură-te că la orice întâmplare fiind chemat ești grabnic ajutător, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te, nădejdea tuturor, bucură-te, acoperământul și scăparea noastră, bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! Mult milostive Părinte, primește rugăciunea noastră aceasta a păcătoșilor și cu obișnuita ta bunătate și milostivire mijlocește către ziditorul tuturor pentru ca să dorească vindecare și sănătate robilor săi, celor ce te cheamă în ajutor și cu tine cântă lui Dumnezeu, aleluia! Astăzi, stând înaintea icoanei tale, noi ne vrem și ca și când
Ne-am aflat chiar înaintea moaștelor tale, de care bogăție suntem lipsiți, și mărturisind minunile tale, Sfinte Ierarhe Spiridon, ascultă această puțină rugăciune și întinde dreapta ta cea puternică și binecuvântătoare spre ajutorul nostru, pentru că după vrednicie să săvârșim cântarea aceasta. Bucură-te, Cel ce ești cu îngerii slujitori, bucură-te că ești și cu oamenii cu trupul petrecător, bucură-te, Cel ce a cărui trup astăzi săvârșește minuni, bucură-te că încălțămintele tale slujesc drept dovadă, bucură-te, odor neprățit al ostrovului Corfu, bucură-te că ale tale minuni în toată lumea s-au vestit, bucură-te, Cel ce nu cruți osteneala pentru a face binele, bucură-te, ajutătorul celor ce știu minunile tale, bucură-te, stâlp neclintit al creștinătății, bucură-te, lauda patriarhilor și a cuvioșilor monahi, bucură-te că slujind în biserica Serafimii te umbreau, bucură-te prin care slujba sfintelor cu vrănicie săvârșeai, bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcător de minuni. Așa precum la ostrovul Corfu, unde sunt moaștele tale, cu milostivire cercetezi și vindești toate neputințele poporului celui binecredincios care așteaptă ajutorul tău, îndură-te și de noi nevrenci, trimite ajutorul tău și ne izbăvește de durerea care ne-a cuprins, întărindu-ne a cânta lui Dumnezeu cântarea aceasta, aleluia. Pentru ca să arăți marea ta milostivire neamului omenesc, tu izbăvești din nevoi pe cei ce se învăluiesc în călătoria pe marea lumii, când cer ajutorul tău puternic și din adâncul inimii te laudă cu graiuri ca acestea. Bucură-te, cărmuitorul cel prea bun al curăbiilor celor învăluite, bucură-te, scăparea deznădăjduiților înotători, bucură-te, alinarea valurilor tulburate, bucură-te că prin suflarea ta valurile se potolesc, bucură-te că risipești cu rugăciunea ta furtuna, bucură-te că se luminează prin a ta mijlocire întunecimea norilor, bucură-te că ești tare ajutător celor de tunet spământați, bucură-te, izbăvitorul celor înfricoșați de săgeata fulgerului, bucură-te că tu, mijlocind către Mântuitorul, ne izbăvești de orice primejdie, bucură-te, nădejdea și scăparea noastră de acum. Bucură-te și pentru noi păcătoșii care în toate primejdiile la tine năzuim, bucură-te că pentru că nimeni din cei câți aleargă la tine nu rămâne fără ajutor. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Cinstitorule de Dumnezeu și Dumnezeiescule Spiridon, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta și prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni ne izbăvește de războiul ce ne înfricoșează, precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiți în mare când au chemat ajutorul tău, pentru ca și noi ca aceia să aducem lui Dumnezeu cântare, aleluia. Ierarhule al lui Hristos, cinstite slujitor al darului, solește nouă păcătoșilor mijlocirile tale cele bogate către stăpânul, pentru ca să ne învrănicim noi păcătoși a ne împărtăși de bunătățile trupești și sufletești, cele făgăduite credincioșilor creștini și să scântăm. Bucură-te, Sfinte Spiridon, Ierarh al lui Hristos, bucură-te, cinstite slujitor al darului, bucură-te, vindecătorul bolnavilor, bucură-te, mir care alungi toată durerea, bucură-te, roua cea răcoritoare de fierbințeală patimilor celor mai cumplite, bucură-te că prin ale tale rugăciuni slăbănogii se întăresc, bucură-te că de aproape ajutător al celor cufundați în multe primejdii, bucură-te că tu rogi pe Domnul pentru toți cât se află pe patul durerilor, bucură-te că și noi păcătoșii de la tine cerem ajutorul, bucură-te că văzând chipul tău pe icoană, toată durerea ni se alină, bucură-te mare mângâitor al celor ce pătimesc, bucură-te tare sprijinitor al celor neputincioși, bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. O prea milostive și mult îndurate, Doamne, nu trece cu vedere lacrimile robilor Tăi, ci le ajută și miluiește cu iubirea Ta de oameni, izbăvindu-i de toate asupririle și de tot necazul care i-a cuprins din pricina mulțimii păcatelor. Și precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, așa ridică și pe robii Tăi din primejdia în care se află pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Spiridon, cu care împreună îți cântăm, aleluia. Toate puterile cerești lăudând credința ta cea tare către Dumnezeu, cu tine împreună slujesc zititorul lumii celui fără de început, iar noi, nepricepându-ne de altă rugăciune, îți aducem aceste cuvinte de laudă. Bucură-te, Cel care a întrălucit credința prin minuni, bucură-te că prin credință ai putut face minuni, bucură-te că rugăciunile tale niciodată n-au rămas neascultate, bucură-te, înțeleptule rugător către Dumnezeu, bucură-te, tămâie bine primită înaintea Domnului, bucură-te, Cel ale cărui rugăciune au scăpat suflete din primejdii, bucură-te, Cel ce biruiești puterile celor fără de lege, bucură-te, tare ajutător
al credincioșilor, bucură-te tăria cetăților celor locuite de popoarele dreptmăritorilor, bucură-te nimicirea zidurilor celor tari ale celor fără de lege, bucură-te că tiranii sunt biruiți auzind de puterea credinței tale. Bucură-te temelia asupra căreia s-a așezat semnul crucii. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Toți ocârmăitorii binecredincioși, având nădejdea către tine, în orice întâmplare nu se vor rușina, Sfinte Ierarhe Spiridon, fiind tu creștinătății mare folos. Pentru aceea nu trece cu vederea și ale noastre rugăciuni milostive și ne ajută și ne izbăvește de toate nevoile, măcar că suntem nevrednici de această dobândire și vom cânta împreună cu tine lui Dumnezeu, aleluia. Având puterea darului primită de la Dumnezeu, tu ai prefăcut seceta în ploi, precum și mulțimea prisositoare a ploilor, prin ale tale rugăciuni sfinte s-a contenit și de foamete aceea înspăimântătoare a scăpat poporul cel ce o aștepta, risipindu-se jintițele strângătorilor de grâu pentru care cântăm ție acestea. Bucură-te scăparea celor amenințați de foamete! Bucură-te că tu, ca un alt Ilie, ai prefăcut seceta cea tare a vremii în ploi. Bucură-te cel prin ale cărui primite rugăciuni s-au oprit ploile cele prisositoare. Bucură-te nădejdea cea bună a lucrătorilor de pământ. Bucură-te mulțumirea celor ce seamănă cu credință. Bucură-te secerișul cel îmbelșugat al semănătorilor. Bucură-te cămărașul cel bogat al săracilor. Bucură-te că în orice vreme de secetă, cerând ajutorul tău, îl și dobândim. Bucură-te că de la tine primim ajutor pururea, bucură-te mângâierea celor cuprinși de nevoi, bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te țărână bine roditoare, bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Făcătorile de minuni Sfinte Ierarhe Spiridon, după cum în vremea lui Constantin și a lui Constanțiu, prin ale tale rugăciune ai izbăvit poporul de primejdie, aducând peste semănăturile lor ploi hrănitoare și risipind jidnițele strângătorilor de grâu, așa și astăzi trimite mila ta asupra poporului ce locuiește în țara aceasta, dăruindu-i îmbelșugare și timp roditor pentru ajutorul sărmanilor și al pruncilor cu care împreună vom cânta lui Dumnezeu, aleluia. Când a auzit săracul acela cerându-ți ajutor, la necazurile lui nu l-ai depărtat prin cuvinte întristătoare, nici l-ai deznădăjdit de la bogata dobândire, ci prefăcând șarpele în aur, l-ai dat lui cu binecuvântarea ta spre întrebuințare și l-ai scăpat de cumpăna nevoilor, pentru care auzi această laudă. Bucură-te bogăția săracilor, bucură-te ajutătorul celor lipsiți, bucură-te că ai schimbat șarpele în aur, bucură-te că ai prefăcut firea jivinii în metal, bucură-te că prin aceasta ai arătat netrebnicia metalului cea amăgitoare a fi de trebuință numai în cele de folos, bucură-te că prin aceasta săracul s-a mântuit. Bucură-te că ai arătat minunea ta împrumutătorului, bucură-te că prin rugăciunea ta iarăși în șarpe s-a prefăcut aurul, bucură-te comoară neîmpuținată a săracilor, bucură-te cel ale cărui daruri mintea noastră nu le poate judeca, bucură-te vistierul darurilor lui Hristos, bucură-te că averea lumii acesteia nu ți-a trebuit, bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Asemenea săracului acelui, asocotindu-ne și pe noi, care suntem săraci de faptele cele bune, dăruiește-ne nouă ajutorul tău cu care, biruind toate pornirile vrăjmașilor deasupra noastră și năvălirea șerpilor otrăvitori de gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele spre folos pentru viața aceasta și pentru cea viitoare, cântând împreună cu tine lui Dumnezeu, aleluia. Cine nu se va înfricoșa de lucrurile tale când va auzi cum cea moartă din mormânt ți-a răspuns când ai întrebat-o și cum au fost izbăviți corăbierii de înnecare? Pentru zăvistuitul pe care l-ai izbăvit de la moarte și pentru toate minunile tale, toți îți aducem această laudă. Bucură-te ajutorul văduvelor, bucură-te descoperirea lucrurilor celor neștiute, bucură-te că și cea moartă ți-a răspuns pentru credința ta, bucură-te că răspunsul acela a făcut pe cei necredincioși să amuțească, bucură-te că tu toate acestea le-ai făcut pentru credință, bucură-te că ai săvârșit minuni de care s-au îngrozit aleșii păgânilor, bucură-te că pentru slava ziditorului ai voit a face acestea, bucură-te că bunătățile pământului nu ți-au trebuit, bucură-te că ai adunat avuțiile tale în cer, bucură-te că și astăzi toți de acolo se revarsă milele tale, bucură-te că și pentru noi care mulțumim ție pentru câte ne dăruiești, bucură-te că pentru toate cântăm ție, bucură-te, bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Auzind cea moartă, glasul tău din mormânt ți-a răspuns la întrebarea ce i-ai spus și precum cu credință ai făcut trupul cel fără suflare
să dea glas așa cu milostivire fă și trupurile noastre acestea, lipsite de bunătăți, să dobândească sănătate și mântuire, pentru ca și noi împreună cu tine, Sfinte, să aducem lui Dumnezeu cântare, aleluia. Doctorul sufletelor și al trupurilor, Sfinte Ierarhe Spiridon, care pe împăratul Constantin l-a izbăvit de boala ce avea și pe copilul femeii celei de atunci l-a întors la viață, întoarce și ticăloasele noastre suflete, cele moarte de mulțimea păcatelor ce le-au cuprins din îndemnul diavolului și primește spre plată mulțumirea acestea. Bucură-te tămăduirea credinciosului împărat, bucură-te scăparea copilului femeii cele ce era pe moarte, bucură-te că prin tine a fost bucurată mama copilului celui vindecat, bucură-te bucuria maicilor celor iubitoare de fii, bucură-te, a zis ție împăratul Constantin, bucură-te, ți-au cântat cu lacrimi femeia aceea și fiul său, bucură-te, cel ale cărui leacuri nu sunt amăgitoare, bucură-te, scăparea femeii celei desfrânate care a îndrăznit a se atinge de tine, bucură-te că văzând tu desfrânarea ei, pocăindu-se s-a curățit, bucură-te, a strigat ție desfrânata aceea, dacă a scăpat de păcate, bucură-te tămăduirea trupurilor noastre, bucură-te izbăvirea sufletelor noastre, bucură-te Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Nu cerem mai multă îndurare de la tine, Părinte, decât ai arătat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la ajutorul tău și pentru numele tău și mijlocirea ta au dobândit de la împăratul cerului și al pământului vindecare bolilor, sănătate și sporire către cele de folos, pentru ca precum aceea așa și noi împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. Nu ne da morții prea fericite, precum pe femeia cea căzută în păcatul desfrânării, măcar că și decât dânsa suntem mai păcătoși, pentru că noi, rușinându-ne de faptele noastre cele din tinerețe ne-au cuprins, nu ne vom îndoi a mărturisi păcatele noastre către tine și a cere ajutorul tău cu graiuri ca acestea. Bucură-te mărturia celor ce și-au mărturisit păcatele către tine și s-au pocăit. Bucură-te mustrarea celor ce cu viclenie tăinuiesc păcatele lor. Bucură-te că nu suferi pe cei ce petrec în nelegiuiri. Bucură-te că te-ai arătat folositor tare celor ce s-au pocăit. Bucură-te că tu ai slobozit limba mândrului diacon ce se oprise spre mesmerire. Bucură-te că tu ai întors capra de la cel ce o răpise, aducându-o la stăpânul ei. Bucură-te că tu mai înainte ai descoperit lucruri neștiute care aveau să fie. Bucură-te că mulți, văzând minunile tale, au venit la credință. Bucură-te că și noi de la tine așteptăm tămăduire. Bucură-te și ne fii mijlocitor pentru iertarea păcatelor noastre. Bucură-te că ai bucurat cu minunile tale tot neamul creștinesc. Bucură-te astăzi și pentru noi păcătoși și ne miluiește. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. O prea bunule și într-un tot lăudatule, Părinte Spiridon, primind acest dar, de acum fii mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și așa a sa iubire de oameni să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. O prea bunule și într-un tot lăudatule, Părinte Spiridon, primește acest dar de acum fii mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și a sa iubire de oameni să ne dorească sănătate și iertare de păcate, ca și noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. O prea bunele și într-un tot lăudatele, Părinte Spiridon, primind acest dar de acum, fii mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și a sa iubire de oameni să ne dorească sănătate și iertare de păcate, ca și noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale prin care ai rușinat pornirea ereticilor, cea fără judecată asupra credinței noastre, cu umilință te laudă cu cântări ca acestea. Bucură-te, Ierarhul Mântuitorului lui Hristos, bucură-te, scăparea celor ce năzuiesc către tine, bucură-te, îndreptătorul credinței, bucură-te, ajutătorul celor necăjiți, bucură-te că mintea păgânilor tu o întuneci, bucură-te că și tu ai lucrat strălucirea credinței, bucură-te că pe potrivnici vitejește ei gonit. Bucură-te, cel ce pururea nouă te-ai arătat purtător de biruință. Bucură-te, făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului. Bucură-te, cel ce cu blândețe primește la tine pe cei care au greșit. Bucură-te, învățătorul dogmelor creștinești. Bucură-te, care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni. Apărătorului credinței, drept mărturitorilor, cuviosului părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare,
toți care prin ale Lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte, Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni! În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.